Bună ziua! Spuneți dacă sunteți gata. Stimați cetățeni, stimată presă, noi cei de la fracțiunea Platforma DA am venit azi cu o conferință, cu un briefing referitor la politica fiscală. Toți ați urmărit ce s-a întâmplat săptămâna trecută în Parlament. Cum cu încălcările grave ale tuturor procedurilor reglementare a fost votată această politică, despre care noi, chiar neavând mult timp atunci, am spus că este o politică antisocială, antipopulară, sub toate aspectele. Și iată, în perioada de joi până azi, toată echipa Platforme DA a fost concentrată ca echipă bună și eficientă pe problemele politice fiscale și proiectelor a trei bugete. Azi noi venim să prezentăm o mică sinteză ale amendamentelor Platforme DA pe acest subiect. Vrem să vă anunțăm că deja am depus peste 30 de amendamente. O să vă prezentăm, desigur, sinteza la cele mai importante din punctul nostru de vedere și de rezonanță a problemei. Înainte de a recurge la prezentare, vreau să vă anunț doar în două cuvinte că această politică fiscală conceptual este antidiaspora, antiagricolă, antibusiness, antiautoritățile publice locale, antipersoanele cu dizabilități și antideponenții, de ei sunt peste un milion de cetățeni care dețin banii în băncile Republicii Moldova. N-am văzut de mult ca prin asemenea act, proiectul actului normativ să fie atinție atâtea pături sociale cu veniturile mici și mijlocii. Dacă mă întrebați pentru cine această politică, cu certitudine este politică pro scheme, abuzuri, scumpiri și riscuri pentru sănătatea cetățenilor. Este o politică dezastroasă, este o politică nocivă și Platforma DA, prin amendamentele sale, în mare parte, undeva mai mult de jumătate, dacă aceste amendamente vor fi acceptate, schimbăm conceptul aceste politici fiscale. Aici eu mă opresc și fiecare din colegii mei o să prezinte niște amendamente foarte importante. Igor. Mulțumesc, Alexandru, pentru prezentarea laconică a principalelor noastre motive pentru care avem nu doar rețineri, dar chiar ne-au revoltat această politică fiscală prezentată din partea Guvernului. Dar pentru că să nu vorbim în general, trebuie să trecem la fapte concrete și să explicăm motivele pentru care noi considerăm că acest concept a politicii fiscale are mari carențe. Prin amendamentul 43, pe care l-am depus la Comisia Economiei, Buget și Finanțe, consider că guvernul calcă pe bec din nou atunci când anulează scutirile soțului, soției, astăzi estimat la 11.280 de lei pe an. Propunerea guvernului conținută în această politică fiscală este imorală. În loc să încurajeze familii puternice, iar atribuirea scutirilor pentru soț și soție este de fapt un minimum absolut pe care statul trebuie să-l asigure atunci când nu dispune de alte politici de stimulare, ei recurg la anularea unei scutiri. Respectiv, această măsură pe care o propune guvernul va spori povara fiscală asupra celor mai sărace grupuri sociale și argumentul că această măsură va spori încadrarea în câmpul muncii este absolut cinic și fals. Ori un membru al familiei are foarte multe motive de ce nu este angajat. Poate fi bolnav, poate să nu găsească de lucru, are grijă de copii minori. Respectiv, aceste argumente sunt foarte importante și noi cerem menținerea scutirilor existente pentru soț și soție. A doilea amendament, numărul 44, pe care l-am depus la Comisia Economiei, Buget și Finanțe, este legat de legea cu privire la antreprenoriat. Prin aceste reglementări noi, conținute în politica fiscală, guvernul propune limitarea dreptului persoanei fizice de a efectua plăți mai mari de 100.000 de lei în numerar.
obligându-l să treacă la transferuri doar prin bănci. Dar vreau să vă spun că în acest fel statul va impune un impozit nou de cel puțin 2% pe costurile oricăror tranzacții între persoane fizice, pornind la ipoteză că acest lucru va asigura mai multă transparență și securitate la efectuarea rapidă a mai multor plăți. Vreau să spun că noi avem practic cam de toate. Noi avem serviciul de prevenire și combatere spălării banilor. Noi am ratificat directiva Uniunii Europene și a Parlamentului European cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor. De fapt, guvernul prin această inovație uită despre un aspect esențial privitor la drepturile și libertățile cetățenilor. Și aceasta este libertatea consfințită de proprietatea privată. Statul nu trebuie să intervină în raporturile dintre persoane fizice. Guvernul trebuie să asigure dezvoltarea plăților fără numerar prin măsuri de stimulare și nu prin măsuri de represalii, care sunt, de fapt, un impozit în plus pentru tranzacții și pentru lucrurile pe care trebuie să fie girate între cetățeni liberi și trebuie să nu reprezinte o acțiune în urma lobby-ului unor bănci comerciale față de actualul guvern. A treilea amendament la care vreau să vă rețin atenție este faptul că se dorește diminuare de 2 ori, de la 10 salarii medii pe economie la 8.000 de unități convenționale. Astăzi, salariul mediu pe economie este de 7.953 de lei. Se dorește reducerea cazurilor care pot fi încadrate ca infracțiuni și se propune astfel înăsprirea sancțiunilor prin majorarea semnificativă a amenzilor. Nu este clar deloc de ce această măsură echivalează diverse produse care pot fi aduse de către un cetățean simplu peste frontieră, produse care pot fi cumpărate la orice piață din un oraș, cu produse totodată interzise și reglementate de guvern în conformitate cu anumite obligații internaționale, cum ar fi tot felul de produse, inclusiv de droguri și narcotice. Or, acest lucru vorbește pentru mine personal că statul dorește să încaseze mai multe amenzi pe seama oamenilor simpli, care uneori sunt impuși de circunstanțe, ca să cumpere anumite produse mai ieftine din străinătate, ca să le aducă la familiile lor. Acest gen de politică fiscală este împotriva interesului cetățeanului și noi ne vom opune la asemenea abordări. Următorul amendament important este faptul că prin această politică fiscală prezentată de guvern se impun niște taxări suplimentare pentru dobânzile la valorile imobiliare emise de autoritățile publice locale. Cu alte cuvinte, este vorba de faptul că dacă cineva din primarii marilor orașe, Bălți, Chișinău, Cahul, Ungheni, ar dori să introducă obligațiile municipale, statul ar trebui să-l taxeze astfel încât să-i treacă orice chef. Asemenea abordare este total în dezinteresul și contra descentralizării și autonomiei locale. Noi cerem includerea sau echivalarea dintre regimul de care se bucură obligațiile emise de Ministerul Finanțelor atunci când colectează bani de pe piața internă cu regimul care este atribuit autorităților locale, pentru că autoritățile locale să colecteze mai mulți bani prin obligații municipale, să aibă acces la piața de capital și în acest fel să sporească posibilitatea de dezvoltare a orașelor și localităților mari din Republica Moldova. Altă cale nu avem, din păcate. Aș vrea să rețin la sfârșit o scurtă concluzie. De foarte multe ori, și mă bucur că Arina va prezenta mai departe aceste observații, guvernul sare la gâtul autonomiei locale, la gâtul autorităților locale, prin niște propuneri care nu se încadrează deloc în politica mai largă a descentralizării și a reformei politice de care au nevoie colectivitățile teritoriale de Republica Moldova. Acest gen de politică fiscală nu poate fi susținută dacă nu va fi amendată semnificativ la nivelul conceptului. Mulțumesc, domnule Munteanu, mi-ați ridicat mingea la fileu, pentru că despre descentralizare și despre faptul cum guvernul vrea să dea peste mână primarilor noștri, voi vorbi în continuare. Mai exact, noi venim cu modificări la articolul 7 al codului fiscal și mai exact noi solicităm excluderea următoarelor puncte 34, 41, 50, 55-64.
Considerăm că modificările menționate supra, ale punctul 34 și pașul 1, vor influența în mod negativ împrumuturile acordate APL-urilor pentru investiții garantate de guvern. Modificarea propusă de guvern prin introducerea punctului 50 privind completarea articolului 277 liniat 1 litera C generează o inechitate fiscală între contribuabili. Totodată atentează la principiile autonomiei locale, instituind efectiv o scutire pentru un impozit local pentru agenții economici prestatori a unui servicii de telecomunicații, ei fiind favorizați în raport cu alte servicii de primă necesitate, cum ar fi apa, sanitatea și altele. Respectiv, va fi mai dificil de a obține venituri proprii de către APL-uri fără a fi asigurată compensarea pierderilor din bugetul de stat. Ceea ce ține de punctele 55-64, această inițiativă de plafonare și de modificare a taxelor locale contravine flagrant cadrului constituțional și legal, în special hotărârii Curții Constituționale din 24 ianuarie 2014, prin care inițiativa precedentă de plafonare a fost declarată neconstituțională, atât din motive de procedură, cât și de conținut. Curtea Constituțională a reiterat că legea urmează să cuprindă criteriile de determinare a taxelor locale prin delegarea competenței autorităților publice de a stabili cuantumul nemijlocit reieșit din principiile și criteriile stabilite de legiuitor. Respectiv, o propunere ilegală nici de cum nu poate fi promovată. Apar mari semne de întrebare privind consecvența și previzibilitatea politicilor promovate de guvern în domeniul impozitelor și taxelor locale, în spațiu public, planând suspiciuni privind promovarea unor interese concrete de grup sub acoperirea de promovare a intereselor businessului. Conform cadrului bugetar pe termen mediu, pe anii 2019-2021, aprobat prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova numărul 851, era prevăzut revizuirea titlului codului fiscal privind taxe locale, de rând cu alte titluri ale codului fiscal, iar în anul 2020 trebuia să fie elaborat un proiect al titlului revizuit. Politica respectivă a fost ascunsă prin adoptarea rapidă pe ultima sută de metri a cadrului bugetar pe termen mediu pe anii 21-23, prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova numărul 776. Așadar, anul 2021 este inclus de două ori, fiind exclus un proces bine consultat de consolidare a veniturilor APL-urilor. Revizuirea cu o consultare serioasă ar fi dus la consolidarea bazei de venituri proprii a APL, de aceea considerăm oportună excluderea punctelor 55-64. Solicităm guvernului să-și reamintească de responsabilitate socială a antreprenorilor, pentru că dorința de realizare a unor venituri imediate nu poate justifica efectul de eruinare a democrației la nivel local și implicit a localităților țării. Domeniul veniturilor fiscale a autorităților publice locale, corelate cu performanța actului de gestionare a treburilor publice la nivel local, dar și a voinței populației exprimate pe durata unor alegeri libere, este de o complexitate mai mare și necesită adoptarea unor abordări pe măsură. Vă mulțumesc! Bună ziua! Pentru început, aș vrea să vorbesc despre o nedreptate care se întâmplă de mai mult timp, și anume susținerea cadrelor didactice care lucrează cu copiii cu dizabilități. În urma audienței cetățenilor și anume a discuției cu profesorii și directorul liceului Petru Ștefănucă din orașul Ialoveni, mi-au raportat această problemă. Însă această problemă nu este doar la nivel de Ialoveni. Este la nivel de țară. Au fost majorate salariile cadrelor didactice, la treapta 56. Însă salariile cadrelor didactice care lucrează cu copii cu dizabilități au rămas la treapta 52. Menționăm că implementarea educației inclusive și munca acestor cadre didactice este foarte complicată și trebuie apreciată la justa valoare. Aceste persoane sunt implicate în lucru cu copii cu dizabilități.
care manifestă reacții involuntare, comportament impulsiv, orientate atât spre sine, cât și spre persoanele din mediul de referință. La moment, în Republica Moldova, conform informației primite de la Ministerul Educației, avem peste 1400 de copii cu dizabilități și 1981 de specialiști care lucrează cu ei. Și acești specialiști sunt nedreptățiți. Noi, Platforma de Unitate și Adevăr, am venit cu un astfel de amendament în luna septembrie, atunci când s-au discutat rectificările bugetare. Cu regret, deputații nu s-au pătruns de importanța acestui lucru și nu au susținut. Până la votarea politicii fiscale mai este timp. Îi îndemn pe deputații din toate fracțiunile să citească atent acest amendament, să se pătrundă de importanța lor și să-l susțină. Pentru că aceste cadre didactice care lucrează cu copii cu dizabilități fac un efort imens pentru țara noastră. Și noi trebuie să le arătăm susținere. Al doilea amendament este despre scheme. Am văzut ce s-a întâmplat joia și vinerea trecută în Parlament. Dodon, Cușor își împărțeau zonele de influență. Pe lângă bugete, pe lângă politica fiscală, au fost votate în prima lectură două proiecte ale partidului Șor, care țin de activitatea farmaceutică. Sunt mari interese în activitatea farmaceutică și în vânzarea medicamentelor. Unii vreau să se îmbogățească pe spatele cetățenilor. Și nu doar la proiectele cele s-au oprit. Au venit cu un amendament, cu o modificare la legea farmaceutică și în codul fiscal. O modificare foarte toxică. Și ca să mă exprim pe scurt, au strecurat în legea farmaceutică, cu privire la activitatea farmaceutică, o frază. Medicamentele sunt importate în cazul când acestea sunt solicitate. Guvernul a argumentat că acest lucru este necesar pentru asigurarea continuă a pieței farmaceutice cu medicamente eficiente, inofensive și de calitate. Am analizat foarte atent politica fiscală. Am analizat legea cu privire la activitatea farmaceutică și argumentarea guvernului cu ceea ce modifică nu are nicio legătură. Este doar promovarea unor scheme. Ei modifică articolul în care se vorbește despre medicamentele importate pentru studii clinice. De ce s-a făcut acest lucru? Pentru ca importul, ca să fie permis importul medicamentelor fără autorizare. Adică din orice țară, oricând, oricine poate aduce un preparat fără o minimă verificare de calitate. În spatele acestei legi stă interesul de import a medicamentelor neautorizate în Republica Moldova, dar și în țara de origine. Repet, cel mai grav este că prin această modificare guvernul vrea să permită importul medicamentelor care nu sunt acreditate nici în țara de origine. Într-un cuvânt, se deschide larg poarta pentru importul de medicamente neautorizate din orice colț al lumii. Ce vreau să facă ei prin aceasta? Să le testeze pe cetățenii Republicii Moldova? Noi, Platforma DA, am înregistrat un amendament prin care să excludem această modificare. Guvernul să vină cu explicații, să explice de ce se joacă cu sănătatea cetățenilor, de ce permit să testeze pe cetățenii Republicii Moldova. Noi nu putem admite astfel de scheme care vin în detrimentul oamenilor de Republica Moldova. Și astfel că am înregistrat acest amendament ca să blocăm schemele. Amintesc, scheme împărțite între Dodon și Șor. Scheme care prejudiciază sănătatea cetățenilor. Vă mulțumesc! Bună ziua! Eu, la fel ca și colegii mei, am venit cu un șir de amendamente la politica bugetar-fiscală, dar aș vrea să accentuez doar câteva din ele. În ziua în care în Parlament se vota în prima lectură acest proiect de lege, și anume în data de 3 decembrie, lumea întreagă marca Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Iată, anume în această zi,
Guvernarea a hotărât să vină cu un cadou față de acești oameni și prin politica sa antisocială a eliminat facilitatea scutirii de TVA la importul materiei prime necesare procesului de producție la întreprinderile societății nevăzătorilor, surzilor și a invalizilor din Republica Moldova. Este absolut imoral să învinuiești acești oameni de scheme de corupție, fiindcă anume așa și-au motivat guvernarea, eliminarea acestei facilități. Și nu înțeleg cum atunci când în astfel de proiecte de lege sunt incluse elemente dubioase care vin în susținerea unor grupări afiliate guvernării, ei nu văd. Iar în activitatea unor întreprinderi, care în primul rând presupune incluziune socială pentru persoanele cu dizabilități, ei au văzut mari scheme de corupție. Aș vrea doar să le atrag atenția că această facilitate făcea produsele acestor oameni să fie mai competitive pe piața de desfacere, astfel ei reușeau să-și păstreze locurile de muncă. Și nu în ultimul rând, această facilitate contribuia ca să fie acumulate mai multe resurse financiare în cadrul acestor societăți pentru susținerea organizațiilor și structurilor teritoriale, dar și pentru diverse activități la nivel național și internațional. Deci eu am venit cu un amendament prin care cer și voi cere foarte insistent eliminarea acestei prevederi și păstrarea facilității reducerii TVA la importul materiei prime pentru aceste întreprinderi. Un alt amendament la care vreau să mă refer este impozitarea cu 3% a dobânzilor achitate în favoarea persoanelor fizice. Aceasta va afecta, în primul rând, dobânda la soldurile acumulate pe conturile salariale pentru primirea plăților sociale sau în alte scopuri. Deci noi avem cam în jur de 1.400.000 de cetățeni care au astfel de conturi și nu înțeleg de ce noi trebuie să le luăm și aceste mici economii. De asemenea, concetățenii noștri de peste hotare, o mare parte din remitențele lor le depozitează în conturi bancare și astfel impozitarea acestei dobânzi considerăm că va micșora cumva drastic aceste remitențe din partea diasporei. Mai mult decât atât, acest lucru va contribui neapărat ca încrederea moldovenilor plecați peste hotare în statul nostru să fie de la o zi la alta tot mai mică. Deci noi nu vedem acest lucru decât ca pe un nou instrument de pedepsire a diasporii. Probabil că această guvernare a fost supărată prin activismul lor manifestat la ultimele alegeri. Deci vom insista ca această dobândă să nu fie impozitată așa cum se propune prin politica bugetar-fiscală și considerăm noi că vom reuși să păstrăm acele mici dobânzi ale oamenilor intacte. Pe final, stimați cetățeni, vă anunț despre încă 3 amendamente care a propus și a depus deja platforma, da? Primul, arhicunoscută problema legată de taxa pe valoare adăugată în agricultură. Nu vreau să vorbesc mult, deși merită, despre protestele agricultorilor care deja a 3 zi îngheață cu tehnica la intrările în oraș și nimeni din conducerea țării nu dorește să aibă dialog normal cu dânșii, dar în mare parte nemulțumirea lor este legată de această intenție de a majora povara fiscală după un an catastrofal sub aspectul climateric. Să fie foarte clar, de la această creștere și din toate aceste mișcări cu TVA câștigă un grup în gust de importatori de inputuri și exportatori de producție agricolă, perdanții sunt producătorii mici și mijlocii, plătitori și neplătitori de TVA, care sunt peste 200.000 de agricultori, și statul, care tot are de pierdut niște venituri bugetare. Noi categoric nu susținem această idee și am venit cu amendament. Desigur că dacă statul nu a fost capabil timp de un an să găsească o soluție de uniformizare cotelor TVA benefic pentru toți actorii pe lanțul valoric de la producătorul până la consumatorul final, atunci
să rămână regimul fiscal de 8% așa cum este, care de cât uși de cât avantajează pe producătorii agricoli autohtoni. A doilea amendament este menit să sprijine business-ul mic și mijlociu, care a suferit mai tare decât rechinii mari în urma pandemiei. Și situația la dânsii este foarte complicată, ei mai mult au simțit reduceri de personal, reduceri de fluxuri financiare, mulți sunt la pragul falimentului. De ce noi propunem niște facilități fiscale pentru întreprinderi micro, mici și mijlocii, astfel încât primele două categorii să fie scutite cu 50% la plata impozitului pe venit, iar întreprinderile mijlocii să aibă scutirea de 25% la achitarea impozitului pe venit. A treia inițiativă, după cum ați văzut, au vorbit colegii mei despre scheme, a treia inițiativă tot vizează altă schemă, care noi am reușit să contracarăm primăvara cu Țigărilos, cu varianta aceasta de a introduce o nouă noțiune în legislație. Noi știm că e această schemă lui Nichifărciuc, care, dacă nu vom reexamina aspectul fiscal legat de accize, această schemă ar aduce prejudiciul statului, care a fost deja calculat undeva de 160 de milioane pe an. Iată, noi am depus schema ca această ideea cu țigările să fie exclusă până când guvernul să nu vină cu abordarea sistemică legată și de impozitare. Repet încă o dată, toate amendamentele deja sunt depuse. Noi am lucrat și sâmbătă, și duminică, și luni, și azi. În continuare vreau să fac două anunțuri și aici să finalizăm briefingul. În primul rând, noi vom solicita, vom cere anularea votului de joi în contextul mai multor adresări la Curtea Constituțională, în contextul mai multor încălcări de procedură. Cea mai bună soluție ar fi anularea votului, revenirea la normalitate și examinarea deja tuturor documentelor ce țin de politica bugetară fiscală și trei bugete în Parlament, în atmosferă calmă, liniștită, cu întrebările, cu toate momentele respective. Altfel, noi o să fim nevoiți să ne adresăm la Curtea Constituțională dacă politica fiscală va fi aprobată în lectura finală, întrucât nu putem să permitem să facem un precedent periculos că documentele de asemenea importanță, și nu doar de asemenea importanță, orice act normativ să fie aprobat în așa mod, cu încălcările flagrante. Și aici facem un îndemn către această majoritate Crow-Bahamas, mai repede să înțeleagă că au dat în bară joia trecută și să revină la normalitate. Al doilea anunț, așa cum noi am muncit câteva zile asupra politicii bugetare fiscale, acum noi finalizăm activitatea pe cele trei bugete. Am avut nevoie de mai mult timp, pentru că, cum și v-am anunțat, aceste documente au apărut doar săptămâna trecută în spațiul public, dar noi cam le-am finalizat deja depunerea amendamentelor. Eu cred că mâine vom depune ultimele și pe parcursul săptămânii curente vom veni cam cu un briefing similar, unde o să anunțăm publicul larg despre poziția platformei DAS și cele mai importante amendamente, care, iarăși, vizează pe pensionari, pe agricultori, pe diaspora, că toate aceste categorii, autoritățile publice locale, toate aceste categorii, așa cum ele au fost afectate în cadrul politicii fiscale, exact același lucru s-a produs și în cadrul acestor trei bugete. Iată de ce, joi sau vineri, vom reveni pe subiectul celor trei bugete. Aici ne oprim, vă spunem multă, vă dorim multă sănătate și să aveți o zi și o seară cât mai frumoasă. Mulțumim pentru atenție!